Ostroșca, de la Dell Technologies Data Protection Solution Specialist. Bine ai venit, Ionuț! Bună ziua și bine v-am găsit! Nu prea sunt obișnuit să vorbesc la microfon. Numele meu este Ionuț Roșca, sunt specialist în protecția datelor în cadrul Dell Technologies și am venit să vorbim despre ce soluții avem în portofoliu pentru a vă pregăti pe dumneavoastră pentru NIS 2 și DORA. Mi-ar fi plăcut, era frumos ca prezentarea asta să fie la sfârșit, după ce se dezbăteau toate, să vin cu soluția. Dar putem începe și o să am și eu câteva întrebări pentru dumneavoastră. Am și eu slide-ul cu cele 10 trilioane de dolari anual care sunt într-adevăr calculat, este... Dacă am considerat o țară, cybercrime este a treia mare putere în lume la nivel economic. Bun. Este un slide un pic mai vechi de anul trecut. Aceste atacuri, un atac la 11 secunde deja a crescut semnificant. Este, cred că sunt undeva un atac la 8 secunde. Ce vreau să spun, slide-ul ăsta într-adevăr pare, la prima vedere se văd niște cifre foarte mari. 18 milioane în banking, 17 milioane în utilities. Problema este că, cum a spus și Hugo mai devreme, nu se pune, toată lumea este un posibil client pentru atacurile cibernetice. Nu mai există firme mari sau atacăm bănci sau atacăm servicii de tip utilities. Cazuri concrete de la clienți mici, o firmă mică de contabilitate, ransomware attack, s-au criptat datele, li s-a cerut 1000 de euro, au plătit, li s-au decriptat datele. Problema este că mai departe nu au făcut nimic în privința asta și peste două zile s-au criptat datele la loc. Deci nu se mai pune problema că sunt foarte multe atacuri cibernetice îndreptate către companii mari. Nu se poate întâmpla oricui, se poate întâmpla inclusiv la nivel personal cu pur și simplu un storage sau mail-urile de phishing și toate SMS-urile de la Poșta Română care vin și, cum s-a spus, cu Instagram, cu investiții în diferite companii. Aceste atacuri vin nu numai din... nu este scopul lor să facă bani. Pot fi atacuri de cibernetice care se pot întâmpla din... De exemplu pe care îl dau mereu este un simplu angajat nemulțumit care a fost dat afară, a intrat un admin de bază de date, a intrat, a criptat baza de date și a plecat. Fără să ceară niciun ban, fără să-i se... Pur și simplu. Asta a fost... Ce putem face în situația respectivă? Nimic. Ne apucăm să restaurăm baza de date dacă avem un backup făcut la ea. Slide-ul ăsta îmi place foarte mult pentru că este de luna trecută. Nu știu dacă ați Google, a șters contul acestei companii, Unisuper din Australia, care gestionează un fond privat de investiții, l-a șters... Din greșeală, le-a șters contul din Google Cloud. Asta în contextul în care vorbim, a fost timp de o săptămână acest site-ul respectiv și oamenii nu au putut să aibă acces la datele lor timp de o săptămână. Intervine o chestie pe care a specificat-o și Hugo mai devreme, disaster recovery. Ei, ce facem în situația în care li s-a șters absolut la nivel de... redundanță geografică și tot ce a fost. Li s-au șters datele complet. Spre norocul lui Google, nu spun al companiei, spre norocul lui Google, firma aceasta, acest fond de investiții, au avut backup-uri făcute cu un alt furnizor și au reușit să recupereze. Totuși le-a luat o săptămână în care serviciile au fost jos.
Soluțiile despre care vorbim, sau cel puțin pe care noi la Dell Technologies le promovăm, se punctează foarte mult partea de recovery. Da? De ce? Pentru că sunt alți colegi pe piață, alte companii care fac partea de identity protection, detection, tot ce avem în față, firewall-uri, IDS, IPS, XDR, toate soluțiile astea fac chestia asta mai bună ca noi, mai bine ca noi, și partea de recovery este mult mai importantă, în primul rând. O să trec un pic repede, că nu vreau să vă ocup prea mult timp, o să discute foarte mult astăzi pe aceste subiecte NIS2 și DORA. Ce am pus aici, am pus și partea interesantă, sunt aceste măsuri de securitate. Poate că la NIS2 nu este, și NIS2 și DORA, vreau să, cel puțin vreau să menționez și probabil o să se înțeleagă din discuțiile de astăzi, nu este un bau-bau, nu este o sperietoare, nu trebuie să ne speriem de el. Sunt niște reglementări de bun simț, aș putea să le spun, pentru a ne proteja datele și pentru a putea oferi clienților dumneavoastră serviciile pe care le oferiți, fără downtime, cu un impact cât mai mic. La DORA este, la fel, trecem peste companiile care sunt, pentru că mai mult ca sigur sunt foarte convins că dumneavoastră știți foarte bine dacă o să fiți impactați sau nu de către DORA. Din partea de puncte cheie, ce aș vrea să menționez față de ce era până acum o chestie foarte importantă, revenind la discuția de disaster recovery. Acest test cyber attack scenarios, dacă până acum probabil suntem în Banca Națională care se duc și reglementează cel puțin băncile din România și fac teste de genul, cel puțin așa am înțeles. Vin către băncile din România, punem producția jos, ridicăm disaster recovery și arată că merge. Toate bune și frumoase. DORA vine cu altceva și spune, ok, pune totul jos, fă restore din backup și arată că merge. Lucrurile se complică un pic. Pentru că aici vin cu o întrebare către dumneavoastră, trec de către Zero Trust. Câți dintre dumneavoastră faceți backup la telefon? Pănuiesc că majoritatea din sală. Câți dintre dumneavoastră ați verificat când s-a făcut ultimul backup la telefon? Câți dintre dumneavoastră sunt cei care ați restaurat dintr-un backup și ați verificat că merge? Ok, excelent. Deci acesta este context, acest cyber resilience, până la urma urmei, că cyber security face parte, cyber resilience vorbim de o chestie generală. De ce am pus slide-ul ăsta? Pentru că soluțiile de backup au început să fie din ce în ce mai atacate. Se șterge, se criptează datele, se șterge serverul de backup și ajungem într-o situație în care avem o soluție de backup, avem niște date care sunt criptate și cu care nu putem să facem nimic. De ce? Pentru că nu avem partea de, nu avem jurnalul de backup-uri, nu avem baza de date, nu avem serverul de backup instalat. Slide-ul de mai devreme era, ce spunea și Hugo mai devreme, de la 207 noi avem 212. Întrebarea este, de aceste 6 luni de zile, mai mult de 6 luni de zile cât sunt acolo, sunt foarte multe companii, o întrebare și pentru dumneavoastră, perioada de retenție pe care aveți la backup-uri. Sunt datele critice pe care aveți, nu știu, un an, 2 ani, 3 ani, 5 ani, 10 ani, depinde de politicile pe care le aveți, dar sunt și alte date care poate nu sunt considerate critice, unde politica de retenție este de 6 luni. Dacă un atac a durat mai mult de cele 180 de zile, ce se întâmplă cu datele alea? Datele alea sunt mai mult ca sigur compromise și pe care nu le puteți restaura, pentru că fiind compromise, va trebui să o luați de la zero. Bun, aici vine, am un caz, este slide-ul, ce vă spuneam, nu ne ocupăm partea asta, sunt alte companii pe care le vedeți și aici, care fac lucrurile din front-end mult mai bine decât noi. Partea de cyber recovery și soluțiile pe care noi le avem sunt în partea de back-end. Sunt soluțiile, sunt un survival kit, dacă puteți să spuneți, este locul în care mă duc și mă uit unde, în momentul în care am fost victima unui atac cibernetic. Și acum am o întrebare
foarte sinceră pentru dumneavoastră. O să trec mai... În cazul în care, worst case scenario, sper din tot sufletul să nu fie nimeni din această sală în situația acestui worst case scenario. Câți dintre dumneavoastră sunteți 100% convinși că puteți restaura datele în cazul unui atac cibernetic? 100%? Sunteți fer convins că datele pe care le aveți în backup nu sunt compromise? Cum? Poftim? Bun, atunci intervin cu o întrebare de genul ăsta aici, unde este... În cazul acestui hidden encryption, și să presupunem că este un atac cibernetic, un ransomware malițios care stă în sistem și pe care tot ce înseamnă partea de front-end nu l-a identificat. Și a intrat și l-ați făcut backup și peste, i-ați făcut restore peste o săptămână și peste două săptămâni la fel, ați făcut un backup și ați făcut un restore. Ați văzut că este acolo, este malițios, nu e activat, este dormant și se activează peste cele 212 zile. Nu e colegul meu în sală aici, avea un exemplu cu un script într-un JPEG, într-un Word. E posibil? Este, revenind, este worst case scenario. Worst case scenario. Deci să luăm situația de worst case scenario. Da? Nu vreau să spun că... Toată partea de directivă NIS 2 și DORA vin și spun, ok, cyber resilience, faceți backup-uri, faceți backup-urile care din 3.2.1 au ajuns în 3.2.1.1.0, 3 copii, două site-uri diferite, unul off-site, unul offline și zero errors. Deja lucrurile au început, cum spuneam și la început, au început să se complice. În acest caz vorbim de cyber resilience. Aici ce vreau să spun și... Până la urma urmei, vorbesc de produsele pe care noi le oferim și pe care le avem în portofoliu. Toată lumea face secure și immutable backups, da? Dacă nu faceți, este primul lucru pe care vi-l recomand să faceți, indiferent de ce soluție folosiți. Da? Secure immutable backups. Da? Să știți că backup-urile sunt sigure, backup-urile nu le aveți, nu le poate modifica nimeni. Dar aici intervine punctul de mai devreme. Le am secure, le am offline, le am immutable, dar știu ce am făcut acolo? Dumneavoastră sunteți un caz fericit, dar o mare parte, și sunt fer convins că o mare parte dintre dumneavoastră nu sunteți 100% siguri că datele pe care le aveți în backup-uri sunt curate și pe care le puteți restaura fără probleme. În situația unui atac cibernetic, nu uitați o chestie foarte importantă. Datele pe care le-ați pierdut, iar infrastructura din producție care a fost afectată, nu veți avea acces la ea, pentru că acolo vor trebui făcute niște investigații. Și o să fie exact ca la poliție cu un yellow tape în jurul racilor și o să spun aici nu mai aveți voie să umblați timp de o lună sau 6 luni sau 3 luni, facem noi investigația. În situația în care dumneavoastră aveți niște servicii pe care trebuie să le puneți înapoi în picioare pentru a oferi servicii clienților dumneavoastră. De ce vreau să vorbesc de soluțiile, și o să trec repede, mai am 2 minute. Soluțiile pe care noi le avem sunt în partea de backup. Da? Și cu ce ajută chestiile astea? Slide-ul ăsta cred că este mult mai important. Soluțiile de analiza datelor din backup, aici vorbim de o soluție care este în mod offline, în acest Vault, air-gapped, tehnologia pe care o are toată lumea. Noi facem un pic mai mult. Facem o analiză a datelor complete din imaginile de backup și în mod offline. Este o analiză full file, o analiză completă al datelor, bazată pe machine learning și puține AI acolo. Cu ce ajută chestia asta? Indiferent că vorbim de acel script dintr-un JPEG, dintr-un Word, bazându-mă pe pattern-uri, în momentul în care eu fac backup la același fișier tot timpul, o să primesc niște alerte că e ceva neregul acolo, chiar dacă eu deja sunt atacat. Soluția pe care noi oferim ajută pur și simplu la partea de voi ști în orice moment care este ultima copie curată a datelor mele,
pe care eu o pot restaura fără să fiu și de care sunt 100% sigur că este curată și pe care o pot restaura ca să pot să-mi duc serviciile, să-mi pun serviciile înapoi în picioare. Datele care se pot proteja ține foarte mult de dumneavoastră și de verticala de clienți din care faceți parte. Ca idee de date offline, nu vă gândiți, nu trebuie să țineți acolo toate datele. Trebuie să țineți niște datele critice. Avea și eu mai devreme un slide. Ce ridic prima oară? Active Directory? Care sunt lucrurile, care sunt serviciile pe care le ridic prima oară? Ridic serverul de backup, mă apuc să restaurez baza de date a serverului de backup, mă apuc să restaurez Active Directory, imaginile, configurațiile de switch-uri, de rutere și așa mai departe. Toată asta face parte din procesul de acest cyber resilience de care o să vorbim. Partea și de, inclusiv partea de secure supply chain, despre care o să se vorbească în panelurile și în toate discuțiile în ziua de astăzi. Ca și încheiere, vreau să spun că serviciile și produsele pe care, soluțiile de fapt pe care noi le oferim sunt funcție de cum preferați dumneavoastră, avem soluții și on-prem cât și în cloud. Protejați-vă datele, faceți acest lucru nu în joacă, nu mai este de mult o joacă în privința datelor personale. Și aștept, dacă aveți întrebări și nelămuriri, vă stau la dispoziție și pentru mai multe detalii. Mulțumesc! Păi, 1, 2, excelent! Mulțumesc foarte mult, Ionuț! Formidabil! Hai să văd dacă am înțeles foarte bine. Tu vii și spui așa, complici mai mult lucrurile. Da, normal. Deci, guys, voi când faceți, în primul rând, dacă sunt întrebări, dacă nu, tu complici mai mult ecuația. Spui, datele pe care voi le stocați în procesul de backup, de disaster recovery, le puneți într-un, în 3, 2, 1, 1, nu contează 0, dar voi încă nu sunteți siguri că, de fapt, ceea ce preluați în aceste backup-uri este clean data. De ce? Pentru că dacă un cetățean a stat 200 și ceva de zile în interiorul organizației tale, este posibil ca deja să fi plantat. Da. Iar voi veniți, practic, cu soluția care, prin care tu îți verifici, într-o oarecare măsură, backup-ul respectiv, corect? Este o soluție software care face automat analiza acestor date în acest mediu offline, care tocmai asta e ideea. Mediul ăla offline este offline, nu mă afectează niciun fel producția și pot să analizez datele. Datele alea sunt immutable, da? Toți știm conceptul de immutable. Eu pot să le citesc, dar nu pot să le scriu, nu pot să le modific. Dar putându-le citi și analizându-le, pot oricând să aflu dacă a fost un malware sau nu acolo. Problema este că presupunem că tot a trecut și revenim la ideea, totul pleacă de la Zero Trust. Right. Zi-mi și mie, din pură curiozitate, nu știu, cam în cât timp se restaurează o infrastructură cu 10.000 de servere sau 1.000 de servere? Hai să nu complicăm așa. Zile? Zile, nu, luni. Luni, ok. Luni cel puțin. Deci dacă asta în contextul în care, scuze, asta în contextul în care presupunem, revenind la ce am spus mai devreme, după ce am fost atacat, producția mea a fost verificată de DNSC, probabil că ei o să fie cei care o să facă investigație, eu trebuie să mă apuc să curăț infrastructura aia, nu? Right. Trebuie să trec cu zero format iar, un singur server să-l formatez îmi ia 22 de ore. Okay. După care eu trebuie să mă apuc să-mi pun serviciile înapoi și să restaurez și să verific serviciile respective că sunt curate, pe care trebuie să fac tot într-un mod offline, pentru că nu vreau să-mi afecteze ceva din producție ce mai am. Deci vorbim de, nu știu, la 1000 de servere, cred că vorbim mai mult de 6 luni. Ok. Poate nu-și fi chiar 6 luni, te rog. Mai spune. De ce nu am automatizat acest proces? 6 luni de zile înseamnă failure pentru companie. Tocmai asta este ideea. De ce n-am automatizat acest proces?
Întrebarea, răspunsul vine în primul rând în momentul în care am totul jos, da? Și vine investigația respectivă, poate să dureze o zi sau poate să dureze 6 luni. În primul rând, pe o infrastructură pe care eu nu mai am. O consider, e o mașină lovită pe care trebuie să o repar. Și până să o repar, trebuie să cer mașină de schimb. Plus că datele în momentul respectiv, sunt foarte multe companii care nu știu, care se consideră datele lor critice. Iar faptul că, cum am automatizez, sincer să fiu, fiecare, aici cred că ține foarte mult de fiecare companie în parte și politicile pe care le au. Și cum se automatizează aceste servicii. Cum automatizez un deployment de... cum automatizez, de fapt, restore-ul din backup al serviciilor pe care eu, de fapt, le am acolo. Pentru că trebuie făcute manual cât de cât, cel puțin partea asta de backup. Că fac deployment de VM-uri și de mașini virtuale și de sistem de operare, aia da. Dar mai departe lucrurile cred că nu sunt chiar atât de simple. E o întrebare validă până la urmă și corect, este corect. Foarte clar că da. Colegul este clar probabil responsabil și fiecare dintre noi ne-am gândit ok. Aștept un răspuns, dacă ai răspunsul la întrebarea asta, te rog. Bun, Ionuț Roșca, mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu.